A mărturisi dreapta credință înseamnă a înțelege sensul trăirii noastre și a desluși din ce în ce mai mult lucrarea lui Dumnezeu în istorie, tăcerea lui Dumnezeu în istorie, îngăduința lui Dumnezeu în istorie, dar și biruințele Lui. Din pruncie a intrat sub jugul Domnului să-L vârșit în viață. Izvorător de daruri, a cărui aducere în Moldova de către domnitorul Vasile Lupu și așezarea în biserica mănăstirii sfinților trei ierarhi, prăznuirea de astăzi a Sfintei Parascheva, aducerea moaștelor ei, ne îndatorează să ne bucurăm de această moștenire, să-L pomenim pe Vasile Lupu, nu doar pentru iertarea păcatelor lui pe care cum le va fi săvârșit, ci să-L pomenim cu recunoștință, pentru că a fost insuflat de treapta credință în tot ce a făcut și în tot ce ne-a lăsat moștenire, o biserică precum cea a trei ierarhilor, aducerea moașelor Sfintei Parascheva, punerea bazelor întregului învățământ din Moldova și nu numai din Moldova, școala vasiliană, școală legată de obștea acestei mănăstiri și de însăși mănăstirea trei ierarhi. Suntem chemați așadar în această zi să înțelegem că puterea dreptei credințe însuflețește pe oameni și inspiră și nu trece odată cu viața lor. Astăzi te lăudăm și îți sărutăm cinstitele tale moaște, rugându-te să mijlocești pentru noi la Domnul, să ne ocrotească țara și întreaga creștinătate, izbăvind-o